Păi e un caz fericit că îi cresc rudele, pentru că părinții probabil că nu sunt capabili. Și eu consider o responsabilitate ca să ai un copil, ca să-l crești. Vine la bunici, chiar la rude, pentru că acolo se înstrăinează copiii, deci ei nu mai știu de familie, știu de grup, de ceilalți copii și de doamna care este autoritară, dar deci ei nu simt acea afecțiune intimă din familie. Dacă nu sunt părinții, atunci ar trebui ordine descrescând afiliația să fie din partea unchilor, mătușilor, a bunicilor. Mai bine decât în centru de plasament? Mai bine ar fi așa, idealul ar fi așa. Adică idealul este să fii la părinți. A doua soluție la rudele apropiate și după aceea la o instituție de ocrotire din statul. Instituirea măsurii de plasare a copiilor la rudele până la gradul 4 este prima care se ia în cazul în care un copil este scos din familie. Din cei peste 2500 de copii aflați în această situație, aproximativ 900 au fost luați în grijă de către rude. La acest moment, în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, figurează aproximativ 900 de copii pentru care s-a instituit în măsura plasamentului în cadrul familiei extinse sau la alte familii sau persoane. Copiii pentru care se instituie măsura plasamentului intră în sistem fie pe motiv de abuz, neglijare, exploatare, fie pe motiv de sărăcie, pentru că părinții nu își mai pot permite creșterea și îngrijirea acestora. Sau sunt copii lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească. Familiile care iau în grijă copii de la rudele decăzute din drepturi primesc de la stat o alocație de susținere de 97 de lei.